Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Concursul internațional de matematică David Geller și-a desemnat câștigătorii dintre cei peste 200 de participanți din mai multe țări. La festivitatea de premiere care a avut loc joi au participat și reprezentanții primăriei Reghinai, ISJ Mureș, precum și ai comunității evreilor din România. Cele mai bune note obținute la ediția cu numărul 14 a concursului internațional de matematică David Geller au fost recompensate în premii. Evenimentul, desfășurat joi la școala gimnazială Alexandru Ceușanu, a reunit elevi din clasele 5-8 din România, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, iar pe platforma online din Grecia și Germania. La festivitate au luat parte organizatorii, între care primarul Reghinului, inspectorul școlar general și reprezentantul comunității evreilor din România. Am înțeles că ne-am extins mult mai mult pe plan internațional și pe lângă cei care au fost din Ungaria și Moldova, în anul acesta au participat și din Bulgaria și sunt foarte încântați. Sunt românii noștri din Vidin care au venit la campionat, la concursul de matematică Geller și sunt foarte, foarte uimiți de ceea ce se întâmplă, de valoarea copiilor, dar și de România. Și la acest concurs au participat online și cei din Germania și din Italia. Deci ne extindem ca și teritoriu și ca și participare și sper ca această tradiție să rămână și în viitor, pentru că este un efort destul de mare atât pentru cadrele didactice și pentru copii, dar știu că pentru cei care vin în Reghin este un lucru inedit și totdeauna vin cu drag. Nu mi-am putut imagina că acest concurs de 14 ani de zile poate să fie atât de trainic și cu așa rezultate extraordinare. Eu mă bucur foarte mult că am reușit în calitate de inspector general să vin pentru prima dată la acest concurs. Mi-am dorit să vin pentru că am auzit că de 14 ani de zile sunt oameni care se implică. Eu îi felicit deopotrivă pe părinți că au așa niște copii minunați și în ultimul rând pe copii și mai ales pe profesori care, iată, i-am amintit în discursul meu pentru că îi cunosc foarte bine și de ani de zile țin undeva acolo sus ștacheta învățământului reghinean, în primul rând. Elevii câștigători au primit premii în bani, dar și aplauzele și aprecierea colegilor lor. Eu mă numesc Rusu Alexandru și sunt de la școala gimnazială Dacia și am la locul 1. Cum a fost concursul? Păi, unele probleme au fost simpluțe, iar altele mai dificile. Te-ai pregătit în mod deosebit? Da, m-am pregătit în mod deosebit. Îți place matematica, să înțeleg? Da, foarte mult. Sunt Moldovan Petra, de la Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș și am luat premiul 1. Te-ai așteptat? Chiar nu. Deloc. Nu. Cum ți s-a părut concursul? A fost ok, a fost bine, dar chiar nu mă așteptam să fiu eu prima, adică mă așteptam să fie și alții. David Geller s-a născut în 1932 și a predat la școala reghineană aproape 30 de ani. Prima ediție a concursului care îi poartă numele a avut loc în anul 2003, la 9 ani de la trecerea sa în neființă, iar acum evenimentul se află în circuitul manifestărilor UNESCO. Ziua Poliției Române a fost marcată la Reghin printr-o activitate a porților deschise. Elevi de toate vârstele au trecut pragul instituției pentru a se familiariza cu munca polițiștilor și a cunoaște câteva dintre dotările lor. Sărbătoarea a fost întregită de o festivitate de înaintare în gradul următor pentru 2 ofițeri și 11 agenți de poliție care muncesc la secțiile din zona Reghin. Pudră galbenă. Și o pudră argintie care se numește argentorat. Aceste pudre se folosesc pentru relevarea urmelor latente. La Reghină, ziua Poliției Române a fost marcată prin porți deschise tuturor elevilor care au dorit să viziteze instituția, să se familiarizeze cu munca polițiștilor și să cunoască câteva dintre dotările lor. Astăzi ne vor trece pragul peste 160 de copilași. Ne bucurăm, le prezentăm o parte din activitatea noastră, dotarea Poliției Române și, bineînțeles, purtăm discuții cu aceștia și le răspundem la toate întrebările. Au fost foarte drăguți, cei mai micuți ne-au făcut chiar și un cadou surpriză, un panou, un afiș în care ne urează la mulți ani cu o grămadă de poze și de felicitări și le mulțumim din suflet tuturor celor care s-au arătat interesați de activitatea noastră și care au venit cu atât drag să ne ureze la mulți ani. Pensetă de culoare galbenă, este o pensetă sterilă cu care ridicăm anumite probe. Avem aici lame pentru bisturiu, ambalate individual.
La fel ca în fiecare an, de ziua poliției și de această dată s-a organizat o festivitate care a cuprins și înaintări în gradul următor, moment care a avut loc miercuri. Cu această ocazie și în acest an, o parte din polițiștii care încadrează Poliția Municipiului Reghin au fost avansați în grad, la gradul următor. Vreau să vă spun că ieri a fost această ceremonie de avansare, ocazie cu care doi ofițeri din cadrul instituțional au fost avansați la gradul profesional următor și un număr de 11 agenți, atât de la Poliția Municipiului Reghin, cât și de la secțiile de poliție arondate, a fost și la rândul lor avansați la gradul profesional următor. 25 martie este ziua Poliției Române începând cu 2002. Alegerea este legată de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agi, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. Un elev de clasa a 10-a al Liceului Tehnologic Petru Maior din Reghin a obținut o dublă calificare la faze finale și este pe cale să reușească și pe cea de-a treia. Tudor Pilcă va reprezenta județul la Olimpiada Națională de Lingvistică, dar și la concursul de discurs public în limba engleză. Dacă va trece cu brio de barajul la nivel de județ, se va califica și la Olimpiada Națională de Engleză. Cinste unui elev de clasa 10 de la Liceul Petru Maior, care dovedește că munca și pasiunea duc la rezultate notabile. Tudor Pilcă a obținut anul acesta două calificări la națională și este pe cale să o bifeze și pe a treia. Pregătit de doi profesori, va reprezenta județul la etapa finală a Olimpiadei de Lingvistică. Într-adevăr, fiecare subiect este o provocare, pentru că fiecare subiect este unic. Nici o limbă nu este la fel, însă există elemente comune și prin asocieri de limbi, doar așa se poate obține un rezultat bun. Prin conexiuni între diferite elemente, prin observații, se pune mare accent pe perspicacitate, creativitate, pe abilitatea de a sintetiza, generaliza, abstractiza. Competiția pune în evidență abilitățile lingvistice în relație cu modelul matematic al comunicării și se bazează pe nivelul de cultură generală al participanților. Tudor este un copil deosebit, care muncește mult, a obținut rezultate frumoase la concursurile școlare și respectiv olimpiadele școlare, atât la matematică cât și la română și la limbi străine, mai ales la engleză. Meritul este exclusiv al lui Tudor, pentru că este olimpiadă mai puțin accesibilă elevilor din cauza că presupune pe lângă abilitățile lingvistice și abilități matematice, o bună logică, o bună perspicacitate și, în primul rând, subiectele nu sunt standardizate, în sensul că pe baza unor analogii cu niște cuvinte tematice pe care le primesc, elevii trebuie să facă traduceri din diverse limbi. El a muncit, anul trecut a luat un punctaj foarte mare, a fost la diferență mică față de elevii care s-au calificat la etapa națională, fapt care l-a ambiționat și a și zis anul trecut că o să muncească mai mult și a reușit anul acesta să se califice la etapa națională. Olimpiada de lingvistică are și o etapă internațională, așa că miza este mare pentru Tudor. Între timp, elevul a fost cel mai bun și la concursul de discurs public în limba engleză și s-a calificat la faza pe țară. Este un concurs de discurs în limba engleză în care trebuie să-ți prezinți ideile în fața unui auditoriu. Profesorii au un rol foarte important în pregătirea pentru concursurile școlare. Doamna profesoară Melinda Covaci-Gorboi m-a ajutat pentru Olimpiada de engleză și pentru concursul Public Speaking. Cele două calificări nu sunt singurele performanțe ale lui Tudor anul acesta. Dacă va trece cu brio de barajul la nivel de județ, se va califica și la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Vineri 24 martie, Primăria Reghin, în colaborare cu Administrația Bazinală Apele Române, a organizat o acțiune de ecologizare a malurilor râului Mureș de pe raza municipiului. La apel au răspuns prezent și liceenii care au primit mănuși și saci de gunoi și au adunat toate deșeurile care acoperau malurile râului. Prin această acțiune s-a marcat Ziua Mondială a Apei, celebrată pe 22 martie. Au adunat deșeurile de pe malul râului Mureș. Vineri, liceenii din oraș au participat la acțiunea de ecologizare a malurilor râului din zona orașului. Activitatea a fost organizată de Primăria Reghin, în colaborare cu Administrația Bazinală Apele Române.
Astăzi vom desfășura o activitate de ecologizare împreună cu Administrația Națională a Apelor Române și Primăria Municipiului Reghin. De la Liceul Tehnologic Lucian Blaga am sosit cu două clase și încercăm să dăm un exemplu bun cetățenilor acestei localități. Ceea ce alții au aruncat, noi vom aduna ca să avem o urbe frumoasă. Acțiunea a debutat la ora 10, iar elevii s-au mobilizat cu saci menajeri și au adunat deșeurile din zona arondată. Prin această activitate s-a marcat Ziua Mondială a Apei, care se celebrează an de an pe 22 martie. Dorin Suciu, elev în clasa 11 la Liceul Tehnologic Petru Maior, a reușit să obțină primul loc la faza județeană a concursului de matematică Adolf Haimovici. Această clasare îi aduce calificarea la faza finală a acestui concurs, care se va desfășura în perioada următoare. Elevul se află la a treia participare la concurs, în primele două reușind să obțină rezultate bune. Dorin Suciu, elev în clasa 11 la Liceul Petru Maior, s-a calificat pentru a treia oară la rând în faza finală a concursului de matematică Adolf Haimovici. În primele sale participări a reușit un loc 2 și o mențiune, iar pentru faza finală, elevul își dorește o clasare cât mai sus. Și în anii trecuți am ajuns la faza națională. În fiecare an parcă subiectele sunt tot mai grele și sper să am o performanță mai bună anul acesta. Pentru concurs fac exerciții suplimentare și îmi place matematica, dar de obicei când chiar știu să fac exercițiile. Anul ăsta vreau să mă pregătesc mai intens și țintesc să ajung chiar pe locul 1. Diriginta lui Dorin, Melania Branea, este mândră că are șansa să lucreze cu acesta și speră ca drumul elevului său în domeniul matematicii să fie unul plin de succes. Este o binecuvântare. Să ai copii ca Dorin este chiar o binecuvântare, pentru că ai cu cine lucra. Noi am ajuns la un numitor comun, adică putem discuta, ne înțelegem, deja vorbim aceeași limbă. În domeniul matematicii vorbesc. Avem deja, să zicem, o tradiție, suntem în al treilea an în care participăm la acest concurs și așteptările erau. El a participat și anul trecut și acum 2 ani la acest concurs de matematică. Revenind la concursul de matematică Adolf Haimovici, acest concurs a apărut dintr-o necesitate, necesitate dată de faptul că elevii ce studiază matematica M2 nu au un cadru organizat în care să-și arate abilitățile lor spre matematică. Și să spunem că Gheorghe Asaghi a avut o inițiativă foarte bună. Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici este organizat de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului Iași, iar faza finală va avea loc în perioada 19-21 mai. Prima sărbătoare din calendarul ortodox închinată Maicii Domnului este pe 25 martie, Buna Vestire, ziua în care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavril că îl va naște pe Hristos. Este sărbătorită în postul Paștelui. Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului sau Blagoveștenia. În această zi are loc primul său cântec, prin care anunță vestirea primăverii. Există obiceiul ca în această zi să se numere de câte ori cucul își cântă numele, număr care ar descoperi câți ani mai avem de trăit. În multe zone din țară se păstrează diverse obiceiuri legate de această mare sărbătoare. Este o sărbătoare importantă în comunitatea tradițională, bogată în tradiții și practici magice, cu un substrat mitologic bogat și variat datorită caracterului ei de sărbătoare echinocțială. Ca la multe sărbători, exista credința că duhurile negative sunt mai puternice în această zi, de aceea se desfășurau în principal practici de apărare și de purificare a spațiului. Una din practicile magice cele mai răspândite și utilizate era aprinderea focurilor. În unele zone, pentru a avea roade bogate în livezi, pomii se amenințau cu toporul și se stropeau cu țuică. Tot acum, gospodarii adună lucrurile de prisos de prin curți și le dau foc, ritualul fiind cunoscut sub numele de Noaptea Focurilor.
la Buna Vestire, fiind într-o perioadă de început a unui nou ciclu vegetațional, se efectuau și acte de invocare a fertilității, care aveau ca scop stimularea rodului. Era o zi favorabilă pentru aflarea norocului, a rodului pomilor fructiferi și pentru previziuni meteorologice. În unele zone, această zi este numită și Ziua Păsărilor sau Ziua Cucului, fiind asociată cu Buna Vestire, asemeni legendei biblice a vestirii Maicii Domnului. Această zi vestește venirea verii. Tradiția populară spune că în această zi aducătoare de veste minunată, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat. Cine se ceartă în ziua de Buna Vestire are necazuri tot anul. În această zi se fac și previziuni meteorologice. În popor există credința că așa cum este vremea în ziua de Buna Vestire, așa va fi și în ziua de Paști. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!